Noua echipă a Târgoviștei nu a făcut prea multe valuri, s-a pregătit intens și când a venit timpul a lovit necruțător, restabilind cel puțin pentru moment ordinea în baschetul feminin românesc. Parafrazând textul unei reclame celebre, o victorie pe tărâmare de ani de neprețuit pentru suporterul de basket din Târgoviște, care a așteptat de mai bine de un an acest joc al marilor orgolii. Ceea ce s-a întâmplat în polivalenta ardeleană nu e o noutate, dar de fiecare dată aceste succese au un farmec aparte. Să pui la respect o formație care a dominat cu autoritate stagiunea precedentă nu este la îndemâna oricui. Asta se va vedea în viitor, când e greu de crezut că vreo altă colegă de competiție va reuși să controleze ostilitățile cu atâta lejeritate. Etalonul confruntării de marți a fost în mod sigur jocul CSM-ului din sfertul al doilea, când și vocala Galeria Rădeana a căzut în admirație atunci când Jerge Runova, Given și Ciocan au predat lecții de apărare. Nu le putem compara pentru că sunt două lucruri total diferite. În Bulgaria noi am încercat alte lucruri pentru că acolo nu ne interesa victoria în sine. Iar aici am încercat să aplicăm ceea ce am lucrat timp de o lună de zile, special ultima lună. Când nu eram optimist, eu am spus că nu e un meci decisiv și nu e un meci capital, e un meci care ne arată și, în primul rând, forma de moment și, în al doilea rând, valoarea jucătoarelor. Același lucru spun și acum după, e o victorie, într-adevăr, doar de moral, nu putem vorbi nici de clasamente, nici de finalul campionatului, poziții și așa mai departe, pentru că campionatul este complicat în continuare. Spuneți-mi care, unde s-a făcut diferența între cele două formații? La apărare și la atitudine. Noi am avut o apărare foarte exactă, le-am studiat, în afara faptului că le-am studiat bine jocul, fetele au înțeles că ele sunt cele care pot hotărâ meciul într-o direcție sau alta. Deci ele sunt de felicitat pentru atitudinea pe care au avut-o și pentru ambiția de care au dat dovadă.